Handball Club Zalău a pierdut meciul din cadrul ultimei deplasări ale turului Ligii Naționale, eșec în urma căruia a coborât pe locul 7 în clasament. Ultimul meci pe care Handball Club Zalău l-a susținut în deplasare în returul acestui sezon a avut loc duminică pe terenul celor de la HCM Roman. Scorul final a fost 21-19 în favoarea romanșcanelor, după ce la pauză tot gazdele aveau avans de 5 goluri, tabela arătând 16-11. Începutul a fost echilibrat, scorul devenind 3-3 după primele 7 minute de joc, dar a urmat o perioadă de 15 minute în care Zalăul lui Tadici nu a mai înscris niciun gol, iar formația antrenată de Florin Pera s-a desprins la 8-3 în minutul 20. Tot diferență de 5 goluri s-a înregistrat și la finalul primei părți, iar în repriza secundă Zalăul a jucat mai bine în ciuda numărului mare de eliminări dictat de arbitri Fânață și Hendea. Numai puțin de 20 de eliminări au fost acordate celor două echipe, adică 40 de minute în care o echipă sau alta au evoluat în inferioritate numerică. Handball Club Zalău s-a apropiat la 2 goluri spre final, iar în minutul 56 Crina Pintea putea duce Zalăul la un singur gol în spatele Romanului, dacă anuncarea acesteia nu ar fi ajuns în bara transversală. Scorul final al partidei a fost 21-19 în favoarea Romanului, rezultat în urma căruia echipa managerului Gheorghe Tadici a coborât pe locul 7 în clasament la egalitate de puncte cu ocupanta locului 6, Handball Club Dunărea Brăila, care a învins Vâlcea în etapa de la finalul săptămânii trecute. Și a fost un meci dificil, așa cum am anticipat. Ați văzut și atmosfera care o fac spectatorii puțin, dar foarte vocali, cu galerie de asemenea. Au, așa cum am spus, o linie de 9 metri peste ceea ce este linia noastră de 9 metri. Aș spune că ne-au bătut și la nivel de extreme și de pivot. Însă sunt extraordinar de nemulțumit de evoluția lui Pui, în primul rând, care e una dintre așa zisele cele mai bine cotate, cel puțin din punct de vedere salarial, jucătoare și care nu ajută echipa, dimpotrivă. În superioritate numerică le-a dus la 3 goluri diferență și pe mâna ei și pe mâna celorlalte, dar superioritățile astea numerice care nu le reglează, și sigur că tot pe superioritățile noastre numerice am încasat și astăzi, ca și săptămâna trecută, meciul cu Baia Mare, 4 goluri, ceea ce e de nepermis. Sigur, acum repriza a doua am câștigat-o noi 13-10, putea să fie și mai bine. Apreciez că în final au fost 3 decizii de arbitraj care au fost decisive, și mă refer la eliminarea lui Constantinescu Claudia și de asemenea eliminarea lui Cărligianu Adina. Felicit fetele mele pentru dăruire, pentru ambiție, pentru tot ce au făcut pe teren și, bineînțeles, echipa oaspete, Zalău, care s-a prezentat la un nivel foarte bun și a demonstrat în meciul de astăzi că își merită locul în play-off. E o echipă foarte bine pregătită, o echipă cu apărare de fier și are în componență niște jucătoare valoroase, care sunt și componente ale echipei naționale. Le urăm succes lor și sperăm noi din tot sufletul să menținem această formă bună pe care am arătat-o în ultimele jocuri. Venim după o victorie la Brăila, a urmat acest meci extrem de dificil, cu o presiune mai mare pentru noi, pentru că puteam pierde chiar locul 5 dacă pe acest final de sezon regulat. Mă bucur că ne-am mobilizat, că fetele au dat dovadă de unitate și rămâne încă să sperăm la un loc 4 în funcție de punctele de la TAS. Dacă CSM București își va reprimi punctele de la TAS cu o victorie, cu jocul rezultatelor, putem spera la locul 4. Dar noi ne-am realizat obiectivul pe care ni l-am propus, de a termina în primele 5 sezonul regulat. Mă bucur că și în acest al doilea an HCM Roman a demonstrat că formează o echipă competitivă, o echipă
din partea de sus a clasamentului și îmi doresc din tot sufletul ca și în play-off fetele să joace la un nivel cât mai bun și să ne realizăm obiectivele de performanță propuse. Mi spuneți că a fost un meci cu multe eliminări și cu multe cartonașe. Cum comentați arbitrajul? Da, a fost un meci de orgolii. Întotdeauna între Roman și Zalău au fost meciuri tari, meciuri puternice, ambele echipe și-au dorit enorm de mult victoria. Atunci când joci până la ultima picătură de energie, se întâmplă și astfel de acțiuni cu eliminări. Ultima etapă a returului este programată în data de 21 aprilie, când Handball Club Zalău va primi vizita echipei din Râmnicu Vâlcea.